Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră Mihai Brașov și ca de fiecare dată împreună cu profesorul Lucian Cristescu vă salutăm din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Suntem iarăși timp de o oră împreună cu dumneavoastră pentru a discuta din Evanghelie. Să citim pasajul pentru astăzi care se găsește în Evanghelia după Ioan la capitolul 16. Vom citi de la versetul 2 în continuare. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Am vorbit săptămâna trecută spre final despre persecuția religioasă, cu relele, dar și cu bunele ei. Pe final chiar am lăsat această idee că persecuția a avut rolul și de a înflăcăra credința, cu exemple pe care le-ați dat chiar din România. Vreau să începem cu o întrebare pusă versetului 2, au să vă dea afară din sinagogi. Este pus într-o lumină negativă această excludere a credincioșilor dintr-un anumit sistem. Vreau să vă întreb, are voie un sistem să dea afară oameni? Pentru că în ultimul timp, poate că multe persoane se și simt mai în siguranță neafiliate unui sistem pentru a nu fi în acest pericol. Mai ales într-un sistem care este corupt și aproape totalitar. Are biserica dreptul să dea pe cineva afară? Practic, răspund acum cu un răspuns poate scurt. Final, scurt, ca pe urmă să-l explic. Categoric nu are dreptul. Și asigur că acum oamenii spun, domnule, dar scrie în Biblie, Pavel, ce dați afară pe nelegiuitorul acesta. Zice Pavel, care este inspirat, l-am dat pe mâna satanei. Da, dar Iisus a spus, lăsați-i împreună și grâul și neghina. Ei, aici este tensiunea, de aceea și am dat acest răspuns care stârnește nedumeriri și chiar nemulțumire. Ce este un sistem? Este o organizație, o rețea de elemente compatibile între ele, care toate pot funcționa ca într-un organism. Când apare un corp străin, organismul îl elimină. Lucrul acesta se întâmplă biologic. Dacă intră, știu eu, o țeapă în mână și n-ai cum să o scoți, se creează o inflamație, o puroi care sumează lupta globulelor albe ale limfocitelor T și altor, știu eu, mijloace de defensive ale corpului și până la urmă se creează un crater care scuipă afară elementul corpul străin. Ce vreau să se înțeleagă este că nu poate exista un corp străin în sistem. Și nu sistemul îl dă afară, la oameni vorbind, în organism, da, sistemul luptă, ci omul se exclude din sistem. De exemplu, noi credem în insuflarea și în caracterul absolut al revelației lui Dumnezeu. Este adevărul divin. Sigur, cu amprenta umană, cum s-a spus. Cei care sunt, de unde știi că e o operă de cultură a culturii unui popor,
Este vorba de, dacă vrei, mituri, tradiții, le regăsim și în Gilgamesh, le găsim și în imnurile adresate lui Aton, psalmul știu care are asemănat cu 102, asemănări cu, știu, un imn închinat lui Akhenaton. Deci este o carte de un produs al culturii colective, un produs colectiv al culturii locale a unei epoci. Cine vede așa și nu vede Biblia ca fiind o revelație, sigur, nu mai aparține sistemului, este străin. Și sistemul trebuie să recunoască că tu ești străin. Și că dacă stai mai departe, tu poți dăuna sistemului. Așa că fiecare om care se detașează, se rupe de crezul, de doctrina Scripturii sau a sistemului, acela nu are loc. Adică el singur se exclude. Biserica doar recunoaște că el nu mai e în sistem și se zice, retrage calitatea de membru pe care el a aruncat-o. I-a aruncat-o jos și asta o trag. Nu mai ai calitate. Gândește-te tu la familie. Soț, soție, copii. Imaginează ce se întâmplă când soțul sau soția, mai grav, umblă cu altul sau cu alta. Păi familia nu mai este. Și atunci apare recunoașterea printr-un act juridic că respectiva familie a încetat să existe, sistemul s-a stricat. E trist. Dar e o chestiune de matematică. Dacă tu nu faci parte, tu ești cu minus, toate sunt cu plus. Plus. Dintr-o mulțime de da? Elemente. Tu ești advers, ești un corp advers. Nu poți fi în sistem și tu îți scrii excluderea sau darea afară. Biserica doar o recunoaște. Și e foarte important ca biserica să fie onestă atunci când recunoaște. Eu cunosc cazuri în care... La ce vă referiți? Eu cunosc cazuri în care... Două cazuri opuse, în care cineva de mult nu mai calcă după voia bisericii, umblă cu de toate. Păcate. Dar pentru că este un om influent, pentru că aduce bani, e bogat, pentru că se închid ochii. Ora, acest lucru e cât se poate de dăunător, pentru că oamenii știu și dacă el e aici și face ce face și este corcolit sau tolerat, atunci eu de ce să nu fac? Pentru că firea păcătoasă e și mine și ochii mei umblă după piciorușe frumoase în pantofiori cu toc. Deci e normal. Și atunci apare păcatul strecurat. Și pentru că acesta e tolerat, apare precedentul. Și ceilalți, închidem ochii, sunt tolerați. Unii tolerează nu pentru că respectivul e influent și aduce bani, și pentru că sunt puțin în biserică. Dacă îl dau și pe el afară, dizolvăm, lasă-l acolo, Dumnezeu îndurește, e păcătosul ăsta. Dar nu e normal. Asta e un caz de lipsă de loialitate a bisericii față de capul bisericii care este Iisus Hristos. Un alt caz de neloialitate este, și aici vine talerul celălalt în care ce lăsați greu și neghina să crească împreună până la seceriș. Aici nu este vorba de adversitate. Și e foarte important, foarte util să discutăm despre greu și neghina. Ce am înțeles eu, n-am cercetat foarte mult în domeniul agricol sau a culturilor, dar în prima fază, continuă că știi ce vreau să spun, cele două elemente seamănă foarte bine. Foarte mult. Deci nu apar ca și corpi. Cele două plante. Străine. Doar pe măsură ce ele merg spre maturizare și spre fertilitate, spre rodire. Rodire, atunci observ că neghina o ia într-o parte, grâul stă altfel. Bobul neghinei, bobul de grâu.
Ăsta e momentul când e vremea secerișului. Ce vreau să spun? Eu am venit, am intrat în biserică ca un păcătos, un păcătos care uram păcatele mele și vroiam să nu le mai fac. Dar mai greșeam. Altul a intrat în biserică convins rațional, dar încă cu câteva păcate, să spunem noi, în letargie sau cronicizate. Și am cunoscut cazul unui om, nu în țara noastră, imaginează-ți, care de 6 ori a fost exclus din biserică. Ai mai pomenit așa ceva? Rebotezat de 6 ori, iar exclus, iar botezat, iar exclus. Era un om slab, năpătit de păcat. El vrea să nu păcătuiască, dar îl păcătuia. Cu băutura, cu muierile. El nu vrea, dar dacă ispita... Și vezi, când te joci cu păcatul, nu mai găsești putere să reziști. Pentru că păcatul se întărește, pofta se legitimează în tine. Și atunci spui, domnule, hai, de data asta, uite, doar paharul ăsta și... Omul, cu cât păcătuiești, cu atât puterea ta de împotrivire față de păcat slăbește. Și aici e nenorocirea păcatului, că nu-l schimbă pe Dumnezeu ca să nu te mai poată ierta, te schimbă pe tine ca să nu te mai poți întoarce de la păcat. Ori mântuirea înseamnă eliberarea din păcat. Ori dacă ți-ți place păcatul și stai cu spatele întors pe Dumnezeu și cu ochii spre păcat, tu singur ești din plasa care salvează, care strânge peștele cel bun. Ei bine, există păcate notorii, corp străin, contest tot. Toți suntem sfinți, cum spunea, ce pastor, eu hotărăsc, toată lumea dăm cina. Nu, a stricat sistemul. Acelei corp străin, acela trebuie să fie scos ca să nu se rupă de tot rețeaua. Pe de altă parte sunt nu păcatele notorii, păcatele ascunse sau păcatele recidive din neatenție. Lasă-i acolo. Vor crește împreună. Și faptul că Dumnezeu vrea să crească grâul împreună cu neghina e uluitor de bine. E benefic. Și știi de ce? Întotdeauna o acție, folosesc termenul de acțiune, acție, stârnește o reacție. Adică, dacă văd că cineva, Scriptura, în mine se naște nevoia de a apăra. Și iată că dialectica aceasta, nu teză, antiteză, întărește teza și o face să fie apărătoare. Tu știi cum am ajuns eu să cunosc anumite lucruri pe care nu le știam eu în Scriptură? Prin faptul că cineva a pedalat, a apăsat pedala pe negare. Și am zis, nu se poate. Și am făcut cercetări și am înțeles și mi s-a luminat mai mult mintea. Și mi s-a întărit și mai mult determinarea de a păzi sistemul biblic. Că noi vorbim acum de doctrină, nu de ofensa pe care mi-o duci tu mie sau eu ție. Pe de altă parte, există o tensiune între grâu și neghină, nu doar la nivelul teologiei, ci la nivelul sentimentelor, a emoțiilor. Și dacă eu sunt neghină, sunt în opoziție cu influența Duhului Sfânt. Nu merg. Și atunci sunt dispus să fiu criticos, îți văd petele de pe cămașă, că le ai. Da. Când ai mâncat ultima oară roșii, a rămas așa, vii tu la mine, uite-te la tine. Că, știi? Criticos, spiritul omului neghină este un spirit controversial, contradictoriu și acuzator. E un spirit. Iar spiritul ăsta mă jignește. Fie că mă vorbești pe față, să zicem, sau eu te vorbesc pe ascuns, mă doare. Și atunci greul învață iertarea. Știi ce spune în Proverbe? Nu pot să spun acum. 24, dacă nu mă înșel.
Este o cinste. Deci cel înțelept primește și tace și este o cinste pentru el să uite greșelile. Ce frumos spune, nu caut, dar e o cinste. Auzi, mă, vrei să mă cinstești? Greșește. Și atunci mă cinstești, că eu uit. Nu este frumos. Ori eu, stând față, dacă aș fi doar într-o lume bună, pozitivă, eu aș fi liniștit în limitele mele. Plafonat. Mă plafonez. Dar faptul că există neghina și mă stârnește, asta mă determină să reacționez, mă determină să învăț să mă stăpânesc pe mine și chiar să mă rog pentru cel care mă rănește. Ai fost și tu rănit. Eu sigur am fost, pentru că știu eu din viața mea. Uh-huh. Vreau să spun că a fost un moment în care m-am cercetat și am fost de fericit că nu urăsc pe cei care mi-au dat câte o palmă sau unul chiar m-a îmbrâncit. În ghilimele, că nimeni nu mi-a dat palmă sau îmbrâncit. Dar chiar mă pot ruga și sunt liber. Mărturisesc că n-am fost totdeauna liber. De aia probabil că Dumnezeu mi-a prelungit viața ca să ajung să-mi dau seama și să mă pocăiesc și să mă rog să pot să accept, să pot să nu-L urăsc. Chiar într-un moment dat, poate că ți-am povestit eu momentul acela, fiind la o întâlnire specială, care au foarte mulți și din cei din vechime, s-au adunat la un jubileu, la un moment jubiliar. Și acolo era ăla care m-a tot vorbit de rău și a dat în mine și auzi, m-am trezit că mă duc să-l îmbrățișez. Auzi, să vină el să-l accepte una. Și eram fericit. Atunci a fost momentul meu de cercetare. Și băi, nici pe ăla. Ce, eram fericit. Nici pe ăsta. Nu-l urăsc. Și asta e lucrarea Duhului Sfânt. Nu e a mea. Fii atent. Pentru că eu în firea mea sunt tot rău. Eu rămân rău până când va veni Hristos să-mi schimbe, știu, generatorul de rele din mine. Duhul rău care tot evaluează negativ și privește negativ pe oameni. Noroc că știu asta și tamponez, neutralizez. Nu eu, Duhul Domnului. Eu doar vreau, Doamne, ajută-mă să. Iată că păcatele care nu sunt notorii și care nu afectează sistemul, care sunt personale, lasă-le împreună. Au loc și ele. Când însă devin atitudini ostentative, creatoare de dezbinare, atunci trebuie să recunoști, de exemplu, dacă omul beat și vine beat și beți, că Domnul zice în Biblie, ăsta e trupul meu care, sângele meu care... Dacă omul zice așa, atunci afectează pe ceilalți. Doar în cazul păcatului notoriu care afectează sănătatea sistemului, trebuie să recunoști că respectiva persoană este un corp străin care s-a declarat corp străin împotriva Scripturii. Și atunci tu doar recunoști, nu dai afară, nu excluzi. Cuvântul excludere seamănă cu, sau pune inițiativa eliminării pe seama biserică, când de fapt el se retrage, iar tu doar iei înapoi ce aruncat la pământ. Am retras calitatea de membru. Nu? E logic. Da. Asta în legătură cu discuția noastră. Dacă biserica are dreptul de a da pe cineva afară... Ea este obligată să vegheze la unitatea de învățătură și de trăire a bisericii, pentru că Hristos a dat învățătura și biserica execută voia lui Dumnezeu. Dar ea n-are niciodată dreptul să dea afară, ci doar să constate excluderea omului sau, în cazul neghinei, trecerii unui anumit prag care are nevoie să fie conștientizat prin punerea pe tușă ca să se poată întoarce. Iar acestea sunt cazurile extreme. Partea bisericii este
să disciplineze pe păcătos. Ne amintim de o discuție. Iar ce înseamnă să disciplineze? Nu ele la fund, nu. Disciplina este metoda prin care un sălbatic devine discipol. Nu? Îl aduci în biserică prin disciplină, nu îl dai afară din biserică prin disciplină. E nevoie de o reformă a gândirii. Mai întâi a fost a mea, pentru că eu credeam că disciplina este jap. Trebuie să schimbăm asta. Da. Aș mai avea o întrebare. Mai sunt persoane care suferă foarte mult din cauza acestei discipline nedrept sau incorrect înțeleasă și se produce chiar acest lucru și anume uciderea lor. Unele persoane pentru mari perioade de timp nu mai vor să audă de un sistem organizat al bisericii pentru că în momentul respectiv nu au fost tratați corect. Poate că ne ascultă chiar în momentul acesta. Ce ar fi de făcut? Din nefericire, capul Hristos a investit pe liderii bisericii, îngerul bisericii din Efes, îngerul din Sfânt, iar Angelos este sol. Pe solii lui pentru biserică i-a investit cu autoritatea de a lega și dezlega ceea ce fusese legat și fusese dezlegat în cer. De ce ați spus din nefericire? Din nefericire a investit pe acești oameni, pentru că ei sunt totuși oameni. Și omenescul îți joacă feste, renghiul. Și nu odată. Da, uite, suntem o comunitate de 30 de oameni. Cine să fie îngerul mai mare? Păi el mai... Răsărit, mai cu moț. Și ăla e mai teolog, e mai conservator, dar are un duh de neiubire. Eu am văzut comunități în care prezbiterul era la linie, dar avea o biciușcă în limbă. Nu simțeai dragostea. Concluzia, nu era convertit. Cum nu era convertit când era un apărător al Scripturii? Păi, un robot poate fi un apărător al Scripturii. Robotul nu are spirit. Iar spiritul mărturisește convertirea. Când dintr-o inimă, ce voi schimba inima lor de piatră, voi scoate și voi pune o inimă de carne. Ezechiel 36:26. Schimbarea inimii însemnează, în primul rând, a atitudinii și nu doar a înțelegerii. Pocăința are cele două laturi, metanoia și metamelomai. Metamelete. Pocăiți-vă, metamelete. Căiți-vă. Metanoia. Schimbarea minții. Convertiți-vă. Pocăiți-vă și convertiți-vă, dacă facem această distinție. Ori sunt oameni care sunt doar atinși intelectuali, dar ei sunt tot firești. Pentru că omul firesc judecă, omul firesc nu iubește, omul firesc iubește doar ce seamănă cu el. Ce este altfel, nu iubește. Dacă eu sunt vegetarian și tu ești carnivor, nu mănânc la masă cu tine. Mi-e scârbă de mâncare ta și de tine. Îți dai seama? Și acest lucru există în mod natural în om. Iar atunci când, din nefericire, liderii acționează firesc, atunci se produce catastrofa. Și în loc ca oamenii să devină discipoli, sunt aruncați în groapa satanei, nu pe mâna satanei. Eu cunosc cazul în care cineva a fost exclus în mod samavolnic. În sensul că a greșit. Dar n-a greșit. A greșit în domeniul neghinei. N-a greșit în zona păcatului notoriu. Și poate că s-a și repliat după greșeala aceea. Care și-a și cerut iertare. Sau care poate nici n-a greșit, dar a fost o circumstanță în care s-a creat o tensiune și atunci
ca să scape de tensiune, îl exclud pe cel care n-a făcut niciun rău. Și ce se întâmplă cu aceștia? Dacă sunt convertiți cu adevărat, se întâmplă ce s-a întâmplat într-o comunitate din Dâmbovița. Nu acum, cu 50 de ani în urmă. Istoria mi-a povestit-o pastorul Aristide Doroftei. Sau altul, Coja. Dar mi-amintesc că am auzit-o și a rămas în sufletul meu. Într-o familie, un trip de familie cu atâția copii, cu atâția nepoți, cu atâția cumnați, cuschi, etc. Un nepot sau o nepoată calcă pe bec. Nu știu, adulter, altele. Fapt pentru care tatăl îi seară sare în sprijin, tatăl fetei. Iar bunicul, care a fost 10 de ani prezbiter în biserică, e băgat în aceeași oală, deși el doar a arătat spre atitudine, nu spre apărarea păcatului. Și oamenii din comitet, mai puțin pocăiți, au spus, excludem fata, tata și bunicul. Când a ajuns adunarea administrativă și când a fost momentul excluderii, bunicul n-a crezut. El era păstorul lor, ani de zile. A fost modelul lor și un model bun. După ce s-a votat excluderea, a cerut cuvântul. Hai, i-au dat cuvântul. S-a ridicat în picioare și a spus: frații mei, toată viața am crezut și am predicat că ce e legat pe pământ e legat și în cer. Astăzi am motive să mă înduiesc. Dar chiar dacă eu am fost tăiat din cer, exclus, omul plângea, eu tot voi sluji pe Hristos pe gratis. Spuneau niște tineri care păzeau sabatul la școală. Adică în perioada când eu veneam la Hristos, în anul 70, fusese un mare scandal în Biserica Adventistă, în Labirint, care era biserica de capitală, de cetate imperială. Acolo era și sediul Uniunii. Și anume, la o oră muzicală, au scos citatul din E.G. White că copiii nu trebuie să meargă la școală când presiunea cultelor, a Ministerului Cultelor și a politicii era: copiii n-au de ce să fie instruiți în credință, lasă-i să instruim noi și facem noi cetățeni după voia ideologiei noastre. Copii, fii atent, ia-i copilul și va fi al tău. Iar cei care rezistau erau urmăriți, prigoniți, unii chiar dați afară. Sigur, dați afară, samavolnic, poate unii sub presiune, tot n-a fost bine. Și acești trei tineri, patru, la o oră muzicală de sâmbătă după amiază, că tinerii n-aveau voie să aibă parte de activitate biserică, decât cântând și zicând poezii. Oră muzicală. Și am auzit tot felul de, știu eu, meditații, care n-aveau nimic de a face cu biserica, cum lemnul e tăiat și făcut hârtie. Și au știut de la literatură să facă, numai să zică poezii și cântări. Și la oră muzicală au venit cu citatele Ellen White, care spun: copiii noștri, conform poruncii, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nu au nicio legitimitate să meargă în școală. El trebuie să rămână lângă Hristos și lângă porunca, coste oricât ar costa. Cu asta se termină citatul ăsta, îl pot reda. S-a făcut un scandal, imediat a ajuns cu Ministerul Cultelor. Secretarul Uniunii a fost scos din slujbă, prezbiterul demis, iar ăștia trebuiau excluși, cei patru tineri. Și aici este partea,
Am vorbit cu ei și au spus, dacă ne excludea, mergeam și făceam o altă biserică. Nu. Noi tot veneam aici, pentru că aici este singurul loc care ne aparține. Deci eu cred că dacă ești convertit și te bate cineva, nu răspunzi întorcând spatele. E firea pământească. Sigur că e firea pământească, dar e mai mică decât firea pământească a celor care provoacă asemenea situații. Și atunci nu l-aș condamna pe acesta, ci mai degrabă pe cei care inițiază o astfel de mișelie, samavolnicie. Iar aceștia sunt, devin nu doar înstrăinați, ci ostili. Încep să lupte contra bisericii. Există un grup pe internet, dacă vrei îți dau și numele, dacă face bine. Nu contează. E un forum, nu zic mai mult, în care s-au strâns inițiatorii vrăjmași ai bisericii, pe drept sau pe nedrept. Și în jurul lor strâng alți vrăjmași, alți oameni care au pătimit pe nedrept sau pe drept din partea bisericii și o grămadă de oameni sinceri, văcuțele, care nu știu e chiar adevărat sau nu. Și acel loc în care e de fapt gura de canal, în care se deversă tot ce-i murdar, real sau imaginar, dar îți dai seama că procentul dintre imaginar și real este uluitor. Este, dacă vrei, 99,% și e și unul sau mai puțin de o unitate. Este. Dar tot ce se pune cu atâta venin, se simte spiritul, atitudinea, este reacția. Mie îmi pare rău că există. Poate este, dacă e îngăduit de Dumnezeu și este, înseamnă că are un rol și el. Și anume cernerea. Și ceea ce cerne este spiritul. Hai să spun o întâmplare. E o întâmplare trăită de mine. Pe când, spre sfârșitul activității mele oficiale, eu acum sunt într-o altă fază de voluntariat după un eveniment fals numit pensionare. Uh-huh. E fals pentru că nu există pensionare la cine are o vocație. Cum Daniel, Moise, Avram, David n-au avut pensie, ci au fost, cât trăim, suntem în slujba lui Hristos. Dar în perioada finală am avut un rol ingrat. Cel de autoritate de vârf, zis președinte, a fost cea mai umbrită, să zic eu, perioada vieții slujirii mele. De ce? Pentru că în loc să mă ocup de viața bisericii, trebuie să mă ocup de probleme administrative din care 75% sunt rele. Și când te ocup de un cuib de viespi, păi vin pe tine. Și pentru că s-a ajuns la un punct critic într-un anumit caz, era unul dintre oamenii de vază dintr-o mică comunitate de munte, față de care toți erau cumva subordonați, pentru că omul avea autoritate, fusese un lider. Mi se pare, el înființase grupa, avea o familie numeroasă și ăștia erau, nu, suportul, s-au adunat și alții, dar el era singurul care avea nuia. Și omul acesta a intrat la un moment dat în conflict cu, pentru acte abuzive, cu pastorul, cu reprezentantul conferinței. Pe un pastor, când a venit să discute cu el, intrați în curte, a pus lacăt la poartă și l-a sequestrat 3 zile, dacă nu așa, 2 sau 3 zile. Nu ești de aici. Ești în proprietatea mea, nu-ți dau drumul. Și zice, dar lasă-mă că tu ești la mâna mea. Deci îți dai seama ce aroganță, ce display de putere pe care o avea față de ceilalți membri. Altul a fost trimis, care n-a intrat în curtea lui, n-a intrat cu un cuțit, a tăiat toate cele 4 cauciucuri. Mașina stătea pe fier. Nu mai avea pneuri. Îți dai seama, și acum, pentru că nu era acte cu joc,
trebuia să merg eu să-l tratez. Am mers cu mașina, aveau cauciucuri. Am zis, Doamne, eu vreau să fac jocul Tău. Eu nu sunt bun, eu sunt rău. Fii Tu mai bun ca mine, fii Tu tare în mine. Și ajută-mă să-l execut. Să-l câștig. Cum? Să-l iubesc. Asta e. Ajută-mă, Doamne, să-l iubesc. Am ajuns dimineața acolo. El aștepta afară. Aștepta să mă întâmpine. Biserica era așa pe un amonte, cumva, un gard. Am lăsat mașina acolo, am intrat, l-am luat pace, frate, aș vrea să stăm de vorbă. L-am respectat. El, care era umflat ca o căpușă, a început să se mai dea înapoi, pentru că spiritul n-avea în cine da. N-am participat la program. Am stat până la serviciu divin, într-o camera adiacentă a copiilor, nu erau copii. Erau doar adolescenți sau mari. Dispare nici adolescenți, erau o comunitate mică. Și am vorbit cu el și am spus, Nea, zi un nume. Cu tare. Zi un nume. Să nu se potrivească cu cineva. Nea Ghiță, că Ghiță okay. Este, l-am folosit de... Nea Ghiță, tu ai fost aici, mentor. Mulți se uită la tine. Poți să-i înveți. Tu ai greșit acolo. Ai furat. A fost caz de furt. Îți dai seama. Era mare, e al nostru, al meu. Tu ai de făcut un lucru. Să înveți pe oameni cum se pocăiește unul. E o demnitate în asta. Ăsta e păcatul. Tu ești tu. Dacă tu te dezici de păcat, nu, și spui păcatului pe nume, și ceri iertare. Eu voi cere vot de iertare. Există și votul acesta. Nea Ghiță, oamenii se uită la tine. Ai fost model. Deci am vorbit, nu, de ce ai făcut? Îți dai seama că... Nu, hai să-l câștigăm. Nu. Auzi, Nea Ghiță, tu ești mai mare ca mine, ești mai în vârstă. Dă o lecție, dă un ton. Se vedea când el e o luptă. Nu zicea nimic. Eu pledam. A durat 2 ore jumate. Nu. Orgoliul. Și am spus mai o oră. Și în timpul orei de serviciu divin, gândește-te. A stat acolo țeapăr, n-a mișcat și cred că mintea lui procesa și reprocesa. S-a terminat și am rămas la adunare administrativă. Am mai făcut un ultim apel. Păcătoșii sunt iertați, păcatul nu, trebuie pus la zid. E șansa ta să te dezici. Ai greșit? Nu! Și atunci, pentru că tot, majoritatea erau subordonați, erau mielușeii lui, nu de ce să ridice mâna că o privire îl făcea scrum. Bilețele. Se propune retragerea calității de membru, disciplinarea lui. Vine o coace, numără biletele. N-am pus mâna pe ele. 2 au venit și au spus 14 sau 16, că era 18 cu totul, excludere sau disciplinare, 2, probabil că nevasta care tremura, era chinuită de el și nu știu cine, că de-aia nici nu putea bănui cine era. Omul a rămas stană, n-a crezut că va fi un vot, se uita uluit de la unul la altul și atunci a trebuit să-i spun 2 lucruri. Frate, tu rămâi mai departe al nostru, ca aparținător. Deci tu nu o să mergi să devii, tu vei fi tot al nostru, ești aparținător, dar trebuie să devii iarăși membru. Dar nu ești al străinului, nu te-am dat afară ca pe o măsă stricată, ești tot al nostru. Și al doilea lucru, Nenea Ghiță, aș vrea să iau prânzul cu tine, mă primești la masă? Intream cu mașina în curtea lui,
se gândește și spune da. De ce mi-a dat acest da? Pentru că l-am iubit. Mi-a dat să mănânc. M-a pus, nu la capul mesei, acolo așa de el. M-a pus rând cu ceilalți. Am mâncat, am vorbit cu el. Am făcut în continuare mărturisirea ale empatiei mele față de el. M-a condus la poartă, mi-a dat drumul, am plecat. Ăla nu va deveni împotrivitorul bisericii, poate că s-a și repotezat. Deci, eu cred că modul în care procedăm, în care acționăm cu disciplina, poate să-l câștige pe păcătos. Nu, să ne adăugăm resentimente. E un păcătos, dar tu nu ești, eu nu sunt. Eu am dreptul să spun, te-am exclus! Era cineva care mergea pe bicicletă și care era factotul, cum s-a întâmplat prin anii 30 sau 40 și mergea și se uită la te-am exclus! Nu exclude. Biserica doar recunoaște că aparții de corp sau ești pe lângă, dar trebuie să te reîntorci. Și eu cred că toate aceste uri, resentimente, toate aceste acțiuni de a lovi biserica ca să o faci, să simtă durerea pe care tu ai simțit-o când ți-au dat pumnul sau palma, n-ar trebui să existe. Îmi pare rău, biserica va fi tot timpul frontul cel mai fricționat, cel mai încins între fire și duh. Nu între lume, nu între rude, aici în biserică. Și aici este punctul, zic eu, de cea mai înaltă incandescență. Și aici trebuie cel neprihănit, cel care are Duhul Domnului, să-l ajute pe cel care se află în opoziție, în rolul de avocat, apărător al firii, apologet al firii pământești, să fie câștigat. Să nu crezi că am fost biruitor totdeauna, mai ales în prima perioadă, puneam resentiment. Împotriva, excludere, îmi pare rău și Dumnezeu să mă ierte pentru ce a fost înainte. Mulțumim frumos. A fost o paranteză față de subiectul concret discutat aici, dar cred că a fost foarte binevenit. Și acum, gândindu-ne și la cei care într-adevăr fac un lucru rău, nu neapărat disciplinând pe cineva, ci scoțându-l în afară pentru că este strident cu religia pe care ei o au, da? Pe care el însuși a mărturisit-o, da? Când a fost primit. Iată că se spune așa despre ei, ei se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Cred că se potrivește totuși la ambele situații, și la o biserică ce exclude pe cineva, da, pentru o greșeală pe care a făcut-o, dar fără spiritul acesta pe care și Dumnezeu și Hristos îl are. Domnule profesor, cum exclude Dumnezeu sau Hristos? Pe lângă răspunsul la întrebarea ta, o să mai fie ceva aici de discutat, nu știu dacă timpul va permite. Am un caz în Biblie și m-am gândit adesea la, în momentul cercetării mele, ca unul care sunt chemat să pronunț pierderea calității, pierderea, a pierdut-o el, nu eu i-am luat-o, a pierdut el calitatea, pierderea calității de membru. Era un tată care își iubea foarte mult fiii, pe care nu i-a mustrat niciodată. Sunt mai mulți părinți, eu mă gândesc la David. Despre David se spune că pe Amnon nu l-a mustrat niciodată, sau pe ăla frumosul. Absalom. Absalom, sau pe celălalt care a vrut-o pe țiitoarea lui. Pe da. Sunamita, nu era... Nu era țiitoare, era fata care îl îngrija lugă, la bătrânețe. Lugă, dar foarte frumoasă, și pe ăla îl chema Adonia. Adonia.
Deci nu l-am mustrat niciodată. După ce Amnon face ce face, nu-i spune nimic. Nu-i spune nimic. După ce Absalom face ce face, nu-i spune nimic. Iar în momentul în care Absalom se revoltă împotriva tatălui său și produce marele, au mai fost războaie civile între ceata lui Ișboșet, adică fiul lui Saul și partida David, adică între Israel și Iuda, dar acum a fost o ruptură generală a Israelului. Și mulți, chiar și Ahitofel, cel mai însemnat consilier al lui David, a fost prins împreună cu Ioab, împreună cu Abiatar, de partea cealaltă. Este remarcabil că, mai târziu, în fine, Ioab, la data asta, nu, am avansat puțin. Mm-hmm, și Abiatar, ulterior. Ioab, ulterior, se atașează de Adonia împotriva lui Solomon. Dar am spus, în general, război civil. În momentul în care începe războiul, David e gonit, îți dai seama, de oștile care vreau capul lui David. Nu îl trimiteau pe insula Elba sau pe Sfânta Elena, cum a făcut Napoleon, ci îl decapitau simplu. A trebuit să fugă în bejenie, bagiocorii de Shimei. Și înaintea luptei final zice: să vă purtați cu milă cu fiul meu, Absalom. Foarte, foarte frumos. Iar când îi aduce vestea lui David, deci Dumnezeu și răzvrătiții, când aude David că fiul lui a murit, ar fi trebuit să răsufle ușurat pentru binele universului iudaic, vorbind de Dumnezeu. Iar când află, se aude sfâșiatul hainei și David zică: Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu, Absalom, Absalom, fiul meu, Absalom, fiul meu, fiul meu, Absalom. E ceva îngrozitor, pentru că e tată. Și un tată nu poate să fie, oricât de rău e fiul, indiferent. Cunosc o familie. O familie de tată, mamă, fată și băiat. Amândoi copii au fost copii crescuți bine. Băiatul a devenit derbedeu. A devenit golan, tăgăduind pe față tot ce a învățat. Mama l-a învățat vegetarian. El nu mănâncă carne, ci mănâncă caracatițe, mănâncă scârboșenii din punctul de vedere al Bibliei. Adică ceea ce este ostentativ. Bea și alcool. Meserie n-are. Petrece timpul ciupind din zi ce poate. Miroase. Iar mama lui, îți dai seama, care suferă pentru el, pe fată o are lângă. Tatăl le-a murit. Mama lui, când are un fond, îi trimite lui bani. Iar rudele, de ce-i trimis de un nenorocitul ăla? Ăla și-a bătut joc de tine și de credința ta. Vorbesc așa, că nu e băiatul lor, e băiatul meu. Ori dacă oamenii îți dau asemenea mărturii... Voi care sunteți răi, da, știți să dați daruri bune. Cu atât mai mult Dumnezeu. E un text într-unul din prorocii mici, nu pot să-l identific acum: de nimicirea voastră n-am plăcere. Dumnezeu nu are plăcere de nimicirea. Adică nu e satisfacția, ți-ai bătut joc, na, asta. N-are plăcere. Iar orice părinte care bate cu satisfacție pe copiii lui sau îi pedepsește, na, e păgân. Chiar dacă poate fi și pastor. Deci orice părinte care țipă la copiii lui cu mânie ca să se răzbune, trădează Spiritul lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl doare de copiii lui și nu lasă pe nici unul să ajungă să treacă linia roșie, nu, masa critică, până când n-a făcut totul să-l salveze. Și când vor muri, tatăl va spune: Absalom, Absalom, fiul meu, Absalom. Da,
Să ajute Dumnezeu ca și inima mea, inima noastră să fie ca inima lui Dumnezeu. Mulțumim frumos, domnule profesor. Mulțumim, ne luăm la revedere și de la dumneavoastră, cei care ne vedeți și ne ascultați. Iată că acest spirit al lui Dumnezeu și al lui Hristos ne face să privim cu totul altfel și disciplina, și viața, și moartea. M-aș bucura atât de mult ca dacă cumva noi am provocat o durere cuiva, o moarte a spiritului, să putem avea tăria, să mergem și să reparăm. Dumnezeu să ne dea o săptămână binecuvântată și să ne revedem, pentru că mai avem întrebări și mai avem răspunsuri. La revedere!